Caboierul la volan, conduc iar n-a un trabant. Hai, ungure, bagă, băi. Bine, lasă-mă. Un cofi viscol sau furtună, trabantul-i mașină bună. Hai, nu te rog, taci. Trabantul-i cerească mană, eu mă duc cu el în blană. No, hai, mă, nu mă lași să pornesc radio. Dar ce-i, ungure, nu recunoști un hit când îl auzi, mă? Opa, pot era. Hai, mă, dar ce-au milițienii ăștia cu noi, mă? Oprește, oprește. Așa-i, mă, când umbli cu limuzina, atrage atenția. Bună ziua, sergent major Viscolescu. O să trăiți, domnul Gașpar. Viscolescu. A, da, da, mă scuzați, că v-a înghețat clopul pe cap și inițial am crezut că umblați deja cu steaua. Actele mașinii, vă rog. Ia, actele, să vedeți. Aha, nu aveți acte. Ba da, am, dar v-am ținut un pic în suspans. Poftiți. Aha. Aveți mașina pregătită de iarnă? Ghice, vi frig? Vă servesc un deț de antigel cald? Cauciucuri aveți? Am dară, dar nu le vedeți! Și sunt rotunde toate, uitați! Or fi ele rotunde, dar astea sunt de vară. Da, da, am băgat niște holșuruburi de 8 în ele. Știți cum mușcă din asfalt? Hap, hap, numai ce face! Și dacă se tocesc șuruburile și rămâneți înzăpezit? A, nu-i problemă! Eu ies de oriunde, eu n-am rămas înzăpezit niciodată! Niciodată? Nu, eu scot cu ghibă. De oriunde. Cu bivolul. Da, îi leg hamurile și mă scoate ăsta din orice hârtoapă. Aha, lanțuri aveți? Numai unu, cu cruciuliță, uitați. Lanțuri de zăpadă. A. Deci n-aveți. Nu, da, eu oricum v-am zis, eu scot cu ghibolul, nu-i stres. Da, am mai auzit asta. Lopată? Am. S-o vedem. E de fapt un colac de budă. Eu umblu pregătit iarna. Cum văd o pârtie de săniuș, pac, am scos colacul. Deci n-aveți lopată. Nu, da, oricum. Repet, nu știu dacă v-am mai zis. Eu scot cu ghibolul. Da, da, știu. Material antiderapant. Da, de ăsta am. Lădiță cu nisip? Nu, o pungă de chipsuri. Chipsuri? Da, cu sare și paprika. Pun chipsurile sub roată, să topește sarea și țâști, am plecat. Și oricum, dacă nu merge așa, o scot eu cu ghibolul. Aha, și spuneți-mi, până vine bivolul ăsta, ce facem? Ținem toată șoseaua blocată așa că noi... Nu, dar cum îl chemui aici? Vine în 2 secunde. Așa repede. No, dar cum? Ăsta face orice pentru mine, că doar eu l-am crescut. Bivolul. Bivolul? Ia să-mi faceți și mie o demonstrație. Da, să trăiți! Ungure! Hai, puneți hamurile, că avem treabă! Ungure, pe unde e drumul, că nu văd nimic? Du-te, tot înainte, mă duc de 20 de kilometri, bă! Și oricum nu pot vira! De ce? Că mi-a înghețat volanul! Trage pe dreapta! Eu trag, bă, dar care-i dreapta, bă, că nici nu știu pe ce parte suntem! Oprește să mă uit pe hartă! Fa, pe hartă? Tu nu știi să citești nici semne de circulație, mă, dar păi hartă! Cum plecăm noi din viscolul ăsta, ungure? Stai liniștit, rezolvăm! Hopa, un om! Ia un om! Ajutor, ajutor! Suntem însăpeziți! Opa, ăsta-i ceva bacter, are chipiu. Cu atât mai bine, domnul! Deschide geamul. Plutonier, Troian, Guștereanu, să trăiți! Mă tem că nu trăim tare mult pe crivățul ăsta. Ce căutați aici, sunteți nebuni? Să vă spun drept, nici noi nu știm. Ne-am însăpezit, ajutați-ne! Actele la control, vă rog. Ce? Actele? Actele! Dar la ce vă trebuie acte? Actele! Bine, actele, luați aici! Mă, ăsta glumește cu actele. Bă, față de comediant nu are, deci. Ce căutați aici? Doamne, tu înțelegi că nu știm? Ne-am pierdut în viscol, ajutați-ne! Nu aveți rovinetă. Ce nu avem? Rovinetă. Așa, și? Fără rovinetă nu vă putem ajuta. Adică ce, dacă n-am rovinetă nu mă tractați sau ce? Nu, domnule, voi circulați pe un drum public fără rovinetă. Așa ceva nu se poate. Care drum public, băi, boctere? Dacă mi-arăți tu unghi ei drumul, eu te premiez. Domnule, nu te certa cu mine, legea-i lege. Fără rovinietă nici n-ar trebui să fiți aici. Dar unde să fim? Nu știu, n-aveți voi aici pe drum fără rovinietă. Domn plutonier, permiteți să raportez. Nu acum, sergent minor, s-a ocupat. Da, e o urgență, permiteți. Bine, raportează. Permiteți să raportez că nu mai pornește mașina. Care, mașina noastră? Da, da. Cheamă utilajele prin stație. Am chemat să trăiți, dar s-a împotmolit pe drum. Să vină o șenilă după noi. Am chemat să trăiți, dar s-au blocat și șenilele. Aha, bine, liber. Să trăiți.
Na, ce s-a întâmplat, domnul Bogdan? V-ați blocat? Da, se pare că nu ne mai pornește mașina. Voi aveți cu ce să vă încălziți aici? Avem, cum să nu, facem un foc. E unde foc? Aveți lemne? Nu, avem untură de morsă, știți cum arde. Ce anume? Untură de morsă. Vedeți cât bendeu are ungurul. Tăiem din el și picurăm. Vreți să faceți foc din burtă? Na, bine, păi la ce crezi că investesc un cazan de sarmale pe săptămână? Pentru momentele astea. Ioi, sarmale. Aha, deci aveți căldură în mașină. Da, da. Na, că nouă nu ne mai pornește mașina. Oare ne primiți și pe noi? Vă primim, vă primim, cum să nu. Avem de toate, avem pături. Super, foarte bine. Avem termos cu ceai, termos cu pălincă. O, ce bine, Dumnezeu vă dă sănătate. Avem apă, avem mâncare. Mulțumim tare mult. Dar știți ce n-avem? Ce? Rovinietă. Ia, ungure, avem 42 la oră, băi! Crestează în grindă! Care grindă? Trabant? Acolo! De fapt, stai, nu cresta, mă, că intră frigul! Opa, potiera! Iară! Puneți repede centura! Fai, prea târziu! Bună ziua, coborâți, vă rog, geamul! Ce faci ăsta, mă? Cred că trebuie să deschizi geam! Coborâți, vă rog, geamul! Cum să-l deschid, că e stricată macaraua? No! Domnul milițian, putem comunica pe la chetere, că oricum îți rupte! Geamul, domnule, coborâți geamul! Deschide, bă, ușa! A, ușa, da! O, bună ziua, domnule potieraș! Plutonier Virațiu Șoselescu, actele vă rog! Sigur, poftiți! Ați băut ceva la volan? Domnule, am băut de multe ori, dar astăzi nu! Deci ați mai băut la volan? Nu, am băut pe locul din spate! Domnule, poliția rutieră organizează o campanie. Dacă suflați în fiolă și rezultă că n-ați băut la volan, primiți gratis un pax de bere fără alcool. Uau, ce fain! Fain, mă, dar păcat că am băut la volan! Dar auziți, facem altfel! Noi n-am mâncat nimic astăzi, primim un hamburger! A, nu, nu. O shawarma? Nu, exclus. Măcar o pită cu slană! Nu, domnule, campania se adresează șoferilor conștienți care nu beau la volan. Fai, dar eu am băut la volan, aia-i problema. Dar auziți, noi umblăm de două zile cu rezervorul pe roșu. Nu primim niște benzină. Nu, domnule, campania se adresează doar celor care nu beau la volan. Fai, ce păcat că am băut la volan. Dar eventual, noi n-am mai lovit nimic de mult. Nu primim o gagică, ceva. Auzi, încep să te întrești, dumneata. Și dacă ai băut la volan, ai încurcat-o. Hai, suflați în fiolă, vă rog. No, bine, hai că bună fi și berea fără alcool. Suflați, suflați. Hai, hai, hai. Hai că vă prind acușica. 0%? Hai, bagă berea, domnul! Păi spuneați că ați băut la volan. Da! Și fiola arată 0%. Păi da, că noi am băut la prietenul nostru, volan. Poftim? Volan, așa-i zicem noi, un prieten de-a nostru care-i pilot de raliu. A, deci n-ați băut efectiv la volan. Ba da, efectiv la el am băut. Ieri, o fost ziua lui. În fine, felicitări, ați câștigat un bax de bere fără alcool. Poftiți berea, la revedere și drum bun. Auziți, domnul milițian? Da. Noi suntem așa mai hardcore. N-aveți eventual o pălincă fără alcool? Nu se poate! Ce Dumnezeu s-a întâmplat aici? Au trecut rușii! Blesteme! Alo! Frățică, am o surpriză pentru tine, băi! Culmea, că fest îmi faci surprize, dar niciodată nu-mi plac! Nu, băi, de data asta e pe bune! Noi asta auzim! Pregătește sufrageria, că am făcut rost de brad! Brad de Crăciun? Aha! Deja? Da, băi, păi acum e momentul, că e la ofertă! Cât? Gratis! Cum gratis? Sunt pădure, băi! Acum îl și rezolv! Zii numai cât de mare vrei! 2 metri? 3? Ce? Vrei să fur bradul din pădure? Nu, nu-l fur! Îl subtilizez! Una, două-l pun jos! Băi, nu defrișa, băi! Hai, bă! Am la mine cuțitul MacGyver, îi dau două cuțite în cap, Popa-i cântă! Băi, guștere, tu știi că nu-s de acord cu tăierea brazilor, mă! Am repede, ești ecologist și tu! Băi, numai un brad, măi! Nici nu apucă să zică tatăl nostru că l-am și tăiat! Băi, nu discut, băi, te dau la potieră! Hai că trebuie să închid, mă sună ungurul! Bine, no, ciao, les!
Da! Frățică, am făcut rost de brad! Băi, deci tocmai vorbeam cu gușterul pe tema asta! Nu se poate! Ce nu se poate? Am hotărât, fără brad anul ăsta! De ce? Băi, știi că eu sunt om verde, băi! Nu-s de acord să se taie brazii! Că nu-l tai, îl iau gata tăiat! Îs în piață! Cu cât îi? Ieftin, îl iau cu 2! 2 milioane! Pedale în cap! Îi dau la vânzătorul ăsta un cumite și am plecat cu bradul. Băi, tu nu înțelegi? Fără brad anul ăsta! Gata! Nenea, dar de ce nu vreți brad? Copchile, pentru că nu vreau să încurajez tăierea brazilor, mă! Da, de ce? Da, de ce? Că nu-i bine, băi! Mare planeta! Avem nevoie de păduri! Da, bradul-i fain! Îi inutil, băi! Îl tai, îl ții 3 săptămâni în casă și apoi îți faci sabie din el! Da, cadourile unde le mai punem? Uite, am eu un brad aici! Da, mie îmi place să miroase a brad! Și ăsta ce miroase? A căpșuni! A, păi da, normal, bă, că-i brăduț odorizant, ia! Anul ăsta împodobim brăduț odorizant! Aha, deci nu-i bine să tai copacii? Deloc! Da, dacă-l tai, se poate planta la loc! Băi, teoretic da, îți trebuie o lopată numai! Noi avem o lopată în beci! Poftim? Nu, nimic, nimic! Copchile, ai tăiat vreun brad? Nu! Băi, nu mici! Nu, serios! Băi, te sparg, băi! Nu, că nu l-am tăiat! Jur că nu l-am tăiat! Fai, băi, dar m-am speriat, mă! L-am smuls cu tocul rădăcină! Da, cine-i? Primiți cu colinda. Oh, primim, cum să nu? Boc, boc, să înălțăm. Boc, să înălțăm. Băi, oh. Ce? Oh. Ce? Asta e colinda electorală. Și? Vreau una de Crăciun. Știu, una ungurească. Pas, altceva. Știu aia cu drumul greu și am obosit. No, bag-o aia. Drumul greu și am obosit. Drumul-i greu și-am obosit. Drumul-i greu. Bine, mă, hai înăuntru că văd că ești bolovan la colinghe. Mersi. Te servesc cu ceva? O bere. O bere, bă? Poate o prăjitură, un cârnaț, ceva? Nu, mersi, aș bea o bere. Mă, dar ce în spiritul Crăciunului ești tu? Da! Primiți cu colinda. O, primim, sigur! Boc, să înălțăm, boc, să înălțăm! Băi, alo! Ce-i? Asta nu-i colindă, asta-i doină politică, de jale, alta! Na, o știu pe aia de la hrușcă. Ha, guștere, toate colindele-s de la hrușcă, băi! Aia cu 3 păstori. Ia să vedem! 3 păstori se întâlniră, 3 păstori se întâlniră... 9 și la neamul nost, 9 și la neamul nost. Băi, asta-i 3 păstori short mix, băi! Da, mă rog, zi, servești o salată de bev, ceva? Băi, mersi, nu mi-e foame, da, cu o pălincă bună nu te refuz. Dic, mă, dar ce colindător boem! Bine, mă, hai în lotru! Cine-i? Primiți cu colinda! Primim, copchile! Boc, să înălțăm! Hei, fără boc, alta! Sau te dau afară direct! Aseară pe serate! Asta da, bag-o asta! Fecioara Maria, el vine în haină albă, de îngeraș purtat! Gata! Mai da ce la modă sunt remixurile de colinghe? Nu, da, ceva de băut nu-mi dați! Ba, îți pun un suc! Dic suc de Crăciun, dar nu bem și noi o pălincă? Pălincă, tu? Sau măcar un shot de tequila, sau ia gărmeșter! Mă, copchile, tu te uiți cam mult la Dan Diaconescu! Apoi nu, dar să nu țurgălim noi ceva de Crăciun! Ba, țurgălim, dau așa la tine după cap! Ni la el! Ce stai așa cu mâna închisă? Păi să-mi plătiți colinda! Mă, dar unul n-ar cere în ziua de azi un măr sau un nuci! Na, zi, ce să-ți dau? Bani! Bani! Păi asta să dă în ziua de azi! Măi, ce demodat îs eu, mă! Na, fie! N-ați 100 de mii! Mulțumesc! Da, auziți! Puneți-mi dacă v-ați hotărât! Facem ceva de Crăciunul ăsta? Facem, copchile, cum să nu? Facem masă mare în familie! Oh, ce veste minunată! Să nu-ți faci program, da? Cum spuneți? Dumneavoastră sunteți poruncitor! Ca Iisus Mântuitor! What? Mă, copchile, dar știu că ai darul de a homotide cap oamenii, mă! În fine, deci, de Crăciun venim aici cu toții,
face masă? A, deci un praznic mare o să avem! Cum? Facem o spăț, nu? Sigur, te înscrii, nu? Om zini, numai dacă ni-ți pofti! Om zini! Păi atunci mă duc repede, că trebuie să-mi împodobesc chieselea! Ce? Camera, trebuie să-mi fac curat! Mă rog! O să fie foarte fain, nenea! Cum au scris prorocii? Cine? Nevermind, o să fie foarte fain! Sigur, mă! O să ascultăm Colinde! Oi! Colinda a fi mai multă! Să trăia cine o ascultă! Ce, mă, bă, coptile! Iară te apucă cu limbajul hrușcian, ca am 3 ani! Un piculeț! Dar acum am mai cătingălaș, așa! De unde vii? Unde ai fost? Am fost la Viflaim! Ei bun, deci ai și fumat! Nu, serios, Viflaim! Așa se numește nou bar de pe colț! E un pub de Colinde! Pub de Colinde? Da, cu Colinde live! Și acolo ai ascultat Colinde? Da, cover-uri după hrușcă! Numai mari minuni se întâmplară! N-o zi-mi o Colindă, mă, dacă ești așa spiritual! Vă zic o Colindă nouă! Bagă! Vânătorul s-o scula tu! Hai de ler, leroiler, pușcă-n mână și-o lua tu! Taci, mă, coptile, taci! Destul! Asta-i veche, mă, ăsta-i Colindul cerbului! Nu, e nouă, e Colinda lui Țiriac! Mă, coptile, eu văd că tu ești pe Prozac și... Nu-s pe Prozac, e pe hrușcăcilină! Pe ce? Hrușcăcilină! Medicamentul perfect de sărbători! Mă, coptile, tu mă aburești, mă, coptile! Bine, nu, m-ați prins! De fapt, a venit să vă zic, e lumină în miez de noapte! Colinda? Nu, v-a luat foc trabantul în fața blocului! Nenea frățică! Ce vrei? Nu vă supărați, dar nu ne pregătim și noi de Crăciun! Corect! Hai să bem! Cum să nu, coptile? Nu vezi că ne pregătim? Păi nu prea se vede! Cum nu se vede? Păi lumea umblă prin oraș, după brad, agitație, cadouri, mâncare, băutură de-astea! Băutură este, hai să bem! Bă, coptile, noi nu dăm banii pe mâncare, bă, noi gătim acasă! Da, și când gătim? În noaptea de Crăciun? Nu, acum! Nu simți miros de sarmale! Simt miros de varză! Cu ce le-ați umplut? Cu întuneric! Ce? În sarmale goale pe dinăuntru? No, păi ce vrei, că n-am avut numai varză! Mare de varză! Hai să bem! Da, ceva prăjituri? Acum am pus cozonacul la copt! Cozonac! Cu ce-l faceți? Cu nucă! Ați pus multă așa de un deje, două, cum îmi place mie! No, păi n-am avut numai o nucă! Am pus-o în cuptor lângă cozonac să prindă miros! Oh, păi ce Crăciun nașpa! Cum nașpa? Bă, cum îți permiți, mă? Eu mă străduiesc să fac rost de mâncare, băutură! Băutură? Hai să bem! Măcar brad avem? Sigur, mă, păi nu-i Crăciunul fără brad! Ia-l-ai! Ce? Ăsta-i brad? Da? E o codă de mătură! E mop, mai exact! A, păi ce brad e ăsta? Bă, ăsta-i un brad minimalist, mă, cum se poartă azi! Îi tăi din lemn, numai că n-are ace! Uai, ce mă disperă acele alea să-mi prăștie în tătă casa! Ce brad nașpa! Măcar beteală și globuri avem? Nu, dar las că punem niște vată, să pară că l-o nins. Apoi, foarte nașpa! Cum nașpa, băi? Tu știi ce sabie îți faci din el când trece anul nou? Da, sabie, lăsați, măcar moșul o să-mi aducă ceva cadouri mai faine. Referitor la asta. Ce? O trecut moșul pe aici. Ce? O fost deja? Este! Da, ți-o lăsat cadou, o zis că mâine seara e la striptease și nu o să ajungă pe aici. Ce mi-a dus? Poftim. Un bon de masă? Da, o zis să ții ce vrei tu de el. Oh, cel mai nașpa Crăciun ever. Hai să bem. No, vezi, eu de ce zic, mă, coptile, viața e nașpa. Hai să bem. Bine că aveți voi băutură și murim de foame. Mă, coptile, să te învețe unchiul tău frățică o pildă, mă. Sărbători fără mâncare, mai mere. Dar fără băutură nu există. Păi nu, în Crăciunul ăsta o să fie și fără băutură. Ce vorbești, bă? Avem 200 de litri de pălincă în pivniță. Da, păi tot 200 mai aveți. No, vezi? E grame. Ce? Au fost niște colindători pe aici, au fost musai să-i servesc cu ceva. Da, am avut 200 de litri. Câți colindători au fost? 1000? 1000, da. 414. Cât? Toată școala mea. Dar cine i-a chemat pe toți? Eu, pe Facebook. Dar n-am crezut că o să vină toți. Coptile, hai repede! Coptile, vezi cine e la ușă? Da, nu mă interesează pe mine, că nu mă caută nimeni! Băi, eu zic să vezi totuși! Da, stați un pic să mă gândesc! Gata, m-am gândit! Nu mă interesează! Cine știe? Poate e moșul! A, moșul! Ho, ho, ho! Moșule! Ho, ho, dragul moșului! Yeah, a venit moșul!
No hai, lasă-mă înăuntru, că tare, tare am obosit pe drum. Moșule, eu te las, da, te descalți, că eu acum am făcut curat. Mă, dar ce coptir șmecher. Poftim? A, nimic, nimic. Bine, mă, descalți. Sper că nu-ți bagă gladiatorii. Ce? Te-ai spălat pe picioare, moșule, nu? A, da, sigur, sigur, mai copile. Bine, hai înăuntru atunci. Mulțumesc. Ia punga asta. Pentru ce? S-o tragi peste barbă, să nu faci tăghi un păr pe covor, că acum am aspirat. Bine, fie. Stai jos, moșule, ia loc. Mulțumesc. Mi-ai adus ceva, nu? Sper că nu e așa o vizită de curtoazie, că de povești eu sătul. Ho, ho, eu ți-am adus ceva, da. Trebuie să pui și tu ceva la bătaie. Ce anume? Ho, ho, ia să-i spui tu moșului o poezie. Bine, una de Marin Sorescu, e ok? Nu, ceva mai... Un Nikita Stănescu? Nu, nu, nu. A, vrei o poezie de-aia, de retardați, de Crăciun, așa-i? Așa ar fi frumos, copile. Ai, ce mă disperă fazele astea. Bine, fie, pentru cadouri mă cobor și la nivelul tău, moșule. Începe, Moș Crăciune, toți îmi spun că tu ești un pic nebun. Eu îți spun de mai înainte că am mâncat vreo 8 plăcinte. Și îți mai spun așa să știi, că eu nu-mi doresc prostii, cum ți-ar cere alți copii. Însă nu m-aș supăra dacă un smartphone mi-ai da. iOS sau Android, dă-mi ceva, nu fi guvid. Orice ai vrea să-mi dai în dar, Moș Crăciun, nu fi scârțar. Gata! Vai de mine, mai copile, dar nu-i chiar așa poezia. Asta este, mai mult nu primești. Hai, sar cu cadourile. Păi pentru poezia asta primești doar un clopoțel. Ce e asta? Un țingălău de Crăciun. Să-l pui la ușă, să ți îngălească frumos atunci când o deschizi. Ăsta-i cadou? Da. Na, bine, pas. Nu-l primești? Nu, ce-mi trebuie mie clopoț la ușă? Să mă audă ăștia când vin noaptea de la discotecă? Dar umbli la discotecă? Na, bine, băutură, gagici, din alea. Ei, pânaci, nu ți-i rușine, mă, nu-i moșu, îți eu, frățică, ești pedepsit. Ce v-am fraierit? Ce? Că am știut de la început că dumneavoastră sunteți. Nimă, de unde ai știut? Ce, nu-mi stă bine barba? Ba da! Nu mi-am pus bine ochelarii? Căciula? Ba da, vă stau bine! Păi și atunci? Vă recunosc de la o poștă după cum vă pute gura. Primiți cu Corinda! What? Deja? Yeah, a venit Corindatorii! O, ce onoare, metalist, bag-o pe aia cu leru. Până oblace, copchii tace, leru, ida, leru. Nu asta, bă, cealaltă. Băi măruț, mărgăritar, măi leru. Nici asta, bă, cealaltă, cu leru. Leru, da, leru, leru. Bă, nu asta, mă. Păi dacă are nenea, că tăcheți cu ler. Aia, mă, cu leru și zăpada. Let it snow, let it snow, let it snow.